Revelion trebuie să alegem o emisiune care să facă super audiență. Să se bată televiziunile pe noi cocoașe. Bă, amărâților, bă, dar dacă vreți să iasă, să avem super audiență, trebuie să facem telenovelă, mă, pentru că astea au succes acum, nu? Da. Nu? Și acolo nici nu trebuie să fii actor ca să joci, nu? Iepuraș, dar noi acum doar repetăm, da? Normal, Frașcă, doar nu crezi că m-am îndrăgostit de tine peste noapte. Mă rog, haideți că acum iese din prima. Adea, dragi, să nu vrească că vă nebunesc. Și acțiune! Stop! Stop! Ce faceți, mă? Ce e asta, mă? Ce... Vai, fată! Ăsta așa e și în cort, vai, mama lui, bălegos, așa? Cam așa e. Deci așa? Asta e părerea ta despre mine! Că sunt vai mama mea? Că sunt bălegos? Lasă! Caută-ți tu un taure comunal! Nici nu te salut! La revedere! Hai și motor, acțiune! Așa, tăticule! Așa, tăticule, sar pe el! Floricica! Ce faci? Bă, idiotule, ce faci, bătule, că se-mi filmează aici? Ce cauți să te răgnești în mijlocul filmării? A făcut intenționa ca să ne strice nouă serialul. Floricica, tu cu pupă să... Eu ce, mă, ce? Îmi interpretam doar rolul, atât, dacă sunt actriță, da? Ce? Îți interpretai rolul? Bine, să vedem care interpretează-l mai bine. Unde te duci, Chiorete? Mă duc să interpretez și eu pe cineva. Motor, acțiune! Tu ce cauți, mă, aici? Nu era în cealaltă telenovelă? Nu! De acum sunt aici. Sunt Pepe! Chiorete, tu ai nebunit? Ești afară imediat că Pepe nu joacă în telenovele! Pepe! Ha? Octavian! Ah! Lorena! Ah! Oameni! Am curcat-o! I-a băgat limba! Și încă cum, Chiorete! În sfârșit am aflat eu ce înseamnă să... să fii salutată cu adevărat! Da, că-mi pare că am toantă, ce să... Adică... Eu nu te sărutam ca lumea! Că te-a gândit! Treci! Mă, garule, din clipa asta ai terminat-o cu mine, mă! Te părăsesc! Na! Ia uite! Ba, dacă vrei să știi, eu te părăsesc! Nebuno! Obsedatule! Paciento! Ia uite, uite cu cine m-am încurcat acum, dar panică! Stai-mă! Vezi-mă numai din cauza ta, nesimțitule! Trebuia tu să o pipi în halul ăla, a? Dar mi-am jucat doar rolul, da? Te pomenești că eu sunt vinovată? De-aia spune, mătăluță, ce-ai făcut tu cu Chiorete 2 minute sub pătură? Aot? Tu vrei să insinuezi că eu... Da, exact ce vrei să insinuezi și tu, da? Măgar ce ești! Piei din ochii mei! Ne, uite că nu vreau, na! Ia uite ala, ia, că... Mă rog, ia, na! Ei, ma! A mea ești, păpușă! Thank you.
Păi și mie o cafeluță, iubic, dacă tot te-ai trezit tu prima. Hai mă, iubit, tot ești supărată pe mine, de ce nu răspunzi? Plecica, unde e? Adio, afemeiatule. Maricica! Măi, Maricica! Nu te-ai jucat cu mine! Maricica! Mă tem pomeni că asta vrea să mă pui la încercare. Să văd dacă sufor eu după ea. Ca să mă bage sub papuc. Și-o-i cădeam capcană ca băuleanu. Ei, și de-aia nu mai pot eu că ai plecat, madame tale, ce să zic. Parcă ai fi tu singura loricică de lume, na? Dacă vrei să știi, nu mă interesează că ai plecat, că ai fi rămas, că nu mă interesează. Adio, afemeiatule, da, mă vrea femeile. Ăsta sunt. Du-te învârtindu-te. Unde-i lorim? Habar n-am, pupăză. Și dacă vrei să știi, nici nu mă interesează. Păi stai, bă, Chiorete, că mă interesează pe mine, mă. Că numai din cauza idioțeniei voastre m-am certat eu cu Emma. Da? Și eu ce vrei să-ți fac? Păi s-o trimis pe nebuna ta la nebuna mea să explice că nu este nimic între noi. Că ne-am pupat doar așa, pentru audiență. Între noi? Nu, mă. Între mine și Lori. Da, între tine și Lori. Da, zi, bă, singur, ce tu n-ai gură? Câteodată ai o gură mare, zici că e sirena, dă-te dreacu. Zi singur! Ce vorbești, mă, să creadă aia că sunt disperat după aia, că vreau să mă împac, să mă bage sub papucă, să ajung cum ești tu, hă? Nu! Trimite-o imediat la Emma, că nebunesc! Păi dacă se întoarce, eu trimit. Opa! A plecat, a părăsit, gata? Eronat, pupăză! Eu i-am dat papucii! Că eu nu suport să trăiesc sub același coperiș cu toate... cu toate dezmățatele care se sărută cu tot satul. Da? Da! Dar tu nu te-ai sărutat cu Emma mea? A? Ba da, pupăză! Dar decent, nu cu ca tine așa. Dar mă rog, inimos și boier de București, cum mă știi? Eu sunt de acord să o reprimesc în cortul nostru conjugal dacă se întoarnă în maximum 12 ore. Repet, 12 ore. Uite, eu pun și ceasul, dar dacă mie mi-e întârzi un minut, eu dau dracu de iubire și de tot și să se ducă la ea la țară, dă-o dracu. De panorama. Auzi, bă, și eu ce mă fac cu Emma până la urmă? Să intri tare, să te înfingi în ea, bă, pupă, să mă... Bă, să-i sară fițele alea pe pereți, să-i le adun cu forașul. Care și-a stat la fițe, crezi că... No. Bă, fii atent aici, bă. Dacă nu intri tu în ea, te bagă asta sub papuc, dar nu mai ești de acolo câte zile ai avea. Tu ascultă-mă pe mine. Bă, Chiorete, bă. Bă, eu acum îmi dau seama. Bă, telenovela asta... Ne-a dat dracu viețile la toți, bă. Hai dreptate, bă. Așa e. Ne-a nenorocit pe toți doi. Cetățene, trașcă fănel, de bună voie și nesilit de nimeni, o iei în căsătorie pe cetățeanca iepurașeanca? Cetățeanca iepurașeanca, de bună voie și nesilită de nimeni, îl iei în căsătorie pe cetățean. Normal! Dragi căpăne, acestea fiind spuse, vă declar soț și soție. Poți săruta mireasă. Nu, dragă, până nu-și cere scuze pentru ce a făcut, eu nu mă împac. Dragă, eu cred că tu exagerezi. Uite, de exemplu, și gogoșica al meu s-a pupat cu soția comandantului. Ce zic eu s-a pupat? S-a lins de-a dreptul cu soția comandantului. Și eu nu fac atâta caz cum faci tu. Cu toate că ar trebui să fiu mult mai iritată decât tine. Pentru că pe mine nu m-a pupat niciodată cum m-a pupat-o pe aia. Dragă, dar e soția comandantului. E măritată. E și... Păi nu e același lucru. Eu nu sunt supărată pe pupăzelul că s-a pupat cu Loricica. Nu. Sunt
supărată pentru că ai insinuat că aș fi făcut eu nu știu ce sub pătură cu Chiorete. Dar eu știu ce a făcut pupăzelul cu aia sub pătură, nu știu, dragă. Mă, dar ce naiba puteau să facă? Era doar atâta lume de față, ce puteau să facă? Ce puteau să facă? Ce putea să facă, ce putea să facă? Știi tu ce putea să facă și ce nu putea să facă? Ce te faci? Ce te faci? Dar tu ce cauți aici, mă? Adevărul caut, asta caut, că eu sunt un adevărăcios. Ema, adevărul ziua de azi e mai ceva ca un pelican într-o mare de cartofi prăjiți, ca o rață pe varză în mijlocul mării de varză, ca cocletul ăla. Sergent! Mă scuz, dar știi că eu sunt o fire mai poetică așa și mai... Mă exprim pastelat, ca să zic așa, imediat scap în vrizite. Asta în poezie. Scopul și durata vizitei. Hai, repede. Ema, am venit să spun că dacă ai nevoie de un umăr pe care să-ți plângi necazul simțindu-te răvășită că te-a părăsit nenorocită de pupăză, eu sunt gata aici pentru tine să te las să năcrești umărul de lacrimi. Dar cine ți-a spus ție că m-am despărțit-o de pupăză? Mi-a... Nimeni. Nu, dar am... Nu mi-a... Așa mi se pare mie logic. Cred că e logic după rușinea care ți-a făcut-o nemenicul să facă el sex cu dezbățata aia blondă sub ochii noștri acolo, ai mei, ai tăi, al unui rei. Dar ce zic eu sub ochii noștri? Sub ochii camerei de filmat, mă, E revoltător, eu mă simt oripilant. Hai mă, fată, că ăsta e nebun. E nebun de legat, serios. Inventează, nu-l lua în seamă. Ce vorbești? Atunci, de ce, mă rog, nu vine Loricica să ne expliciteze ea? Cum asta? Aude urechea mea de sergent versant? Pentru că o fi marcată, că s-a certat cu Chiorete, poftim. Păi aia, e marcată, că e ca vitele. Adică dacă e de la țară, e, mă rog, și eu fi marcat pe masa, să nu pierdă pe la ora, dar... Nu mai e, îl spun eu că a fugit din unitate de rușine. Ce, mă? Ce? A fugit? Cum ai auzit? Ce a făcut? Că a fost să le s-a tirat la măsa, la altii balegă. Și l-a lăsat singur pe Chiorete? Nu l-a lăsat, l-a părăsit, l-a lăsat cu ochii ierbă, cum spune proverbul ăla. Adică a plecat așa fără să spună? A fost nevoită, dragă, și știu și de ce a plecat, dar nu spun că nu vreau să-ți rănesc inimioarea aia de Tortorica. Nici nu-i nevoie, că sigur este o minciună, deci sigur spune o minciună acum. Știi tu că spune, ce-a spune o minciună? Spui eu, a plecat, că a rămas însărcinată cu pupăză, după secvența aia. Și normal că a trebuit să fugă, că e mai mare rușinea să stai la oraș cu copil de-n pupezi. Minte. Te rog, nu-l lua în seamă că minte. Minți eu? Păi atunci zima ta le deșteaptă de ce fugi balega. Ema, Ema, nu-l crede. Ăsta n-are de unde să știe ce au făcut aia doi sub pătură. Deci... Bam, deșteaptă-o, Aeriano, că eu sunt regizorul. Și regizorul știe tot ce se întâmplă în filmul lui. Auzi-o? Ema, vreau să știi că... Ema, vreau să spun... Nu, vreau eu să taci. Taci bun. Să-mi spui acum, te rog frumos. Ce ai făcut, mă, cu Loricica sub pătură? Zi-mă! Sex? Hă? Hă? Zi, aud? Bă, fii atent aici, bă. Dacă nu-i tritunia, te bagă asta sub papuc, dar nu mai ești de acolo câte zile ai avea. Tu ascultă-mă pe mine. Zi-mă! Zi, ai făcut sau nu sex cu Loricica? Da, am făcut și am lăsat-o și însărcinată, de 3-4 ori. Da, v-am zis eu, v-am zis. Nu că sunt tare dragă? Mernicule! Mă, tu chiar ești sinucigaș? Nu, dragă! Sunt bărbat adevărat! Șeful! Ești pupăză, ține tot așa, da? Use the force, Luke! M-a dus să bani niște șnițele. Thank you.
zboară timpul ăsta? Mai sunt exact 20 de minute. Dacă n-apare Loricica, eu nu mai primesc. Să fie foarte clar, rămân singur, dar curat. Aha, ți-ai trimis Oli, că singură n-aveai curaj să dai cu ochii de mine. Unde-i fiara să dea piept cu uraganul? Aud? Cu cine vorbești, mă? S-a întors Lori. Nu, dar mai are numai câteva minute și dacă nu mi-apare, la revedere, cu mine nu mai dă ochii. La revedere, să ducă la măsa, la țară, la troacă, unde vrea ea. Mie aici încor să nu vie. Hai, nu cumva sunteți voi vorbite? Sigur, sigur sunteți vorbite și mă spionează ea de undeva. Hai zi, nu te trec, mă lăsa așa, mă perpeliți ca pe nici. Nu te-ai luat-o rasnă, mă, băiatule, ai nebunit pe cuvântul meu. Doamne sfinte, vin de la facultate, mă. Am vorbit cu rectorul. S-a retras. Cine, rectorul? Nu, Lori. S-a retras. Nu s-a retras, mă, cu rectorul. S-a retras de la facultate și a plecat la masă acasă. Loricica! Da. Definitiv! Definitiv! Adio, Loricica! Cum e posibilă chestia asta? Dar ce am făcut eu ei? Nu știu, mă, ce ai făcut tu ei, dar știu ce i-a făcut pupăza al meu, mă. Ce i-a făcut pupăza? Nu mă întreba. Bine, nu te întreb. Dar totuși, ce i-a făcut? A lăsat-o însărcinată. Și mai tare puțin. Că nu te-am auzit. Însărcinată! Doamne, de ce ea și nu eu? Cum, nenorocit-o? Zim! Cum? Cum o lasă bărbatul pe femeie? Vrei să-ți predau anatomie, mă? Când s-a întâmplat asemenea oroare? Când? Când la filmări, mă, sub pătură, când filmau ei, știi tu? Da, atunci, de-aia a plecat săraca de rușine. Eu să nu facă naibii vreun gest necugetat. Pupăză, că dacă-l prind, tu de ele, și ce-a plecat mititica? Că eu l-am cu copil de flori. O luam cu Mireia. Gemeni șase dacă venea o luam. Fiu, mă, amărâțule, fiu, mă. Popa, mă. Tu chiar țineai la ea, mă, amărâțule. Auzi, bă, Chiorete. Aha! Aha! Deci așa, domnșoară, mătăluță m-a acuz pe mine că am făcut și Andrescu Lori, dar la voi continuă telenovela. Ce te mai întrebe și te-a părăsit aia, bă, Chiorete, bă? Păi, normal, mă! Nu mai mă întrebă, pupăză, că-n tomna am aflat. Ia-i din ochii mei, nenorocit! Stai, bă, că mă gântui! Nu să pleci! Unde? Stai aici, pleca! De ce, bă, nenorocitule, bă, dintre atâtea panarame, ți-ai găsit tot mapa mea, mă? Bă, Loricica mea, mă! Bă, ce avea, mă, miere și eu n-am știut! Ah, că dar eu, pupăză, te-am iubit ca pe-o frate. Bă, Chiorete, n-ai văzut-o pe... S-a trăit, domnul sergent. Ce vezi, mă? Îl gâtui, domnul sergent, că mi-a lăsat-o pe Loricica grea. El. A, tu-și gâtui el, bă, că el a lăsat-o, da, gâtui. Vă mulțumesc! Hai, mai departe, cu tine aveam treabă, Ema. Ajutor! N-are nevoie de ajutor. Poate sigur că-i bea voinic de la țară, uite, auzi, bă, Chiorete, dacă vrei să-i dai șanse să le ieși de mai repede, bagă-i ghearele în gât, că atunci îți oprește respirația, bă. Mi le-am tăiat ca prostul din sânget, dar să încerc cu degetele. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Bagă-i ghearele în gât, că atunci îți oprește respirația, bă. Mi le-am tăiat ca prostul de sânge, dar să încerc cu degetele. Stai! Zăiacu, că bă-ți ești nebun! Nu am lăsat-o însărcinată pe nicio Loricică, mă! Minți, pupăză, minți! Așa e, minte ca un ordinar nenorocit, el cu gura lui are de cunoscut de față cu toți, că e adevărat. Ema, aia a fost o glumă.
O ironie, cum poți să crezi așa ceva? Că nici măcar ne-am dezbrăcat sub pătură. Se vede pe casetă, nu-i așa, domn sergent? Nu știu, eu n-am văzut caseta. Deci m-ai mințit, nemernicule! Ai mințit-o, mă, nemernicule! Nu, el, mă, nu el, tu! Ai, eu, dar nici... De ce minți, mă? Eu te... Eu mă zbrate, te râs! Uite, crăpă, mă, deci, Floricica, nu e sărcinată până la urmă? Nu mă deștepte, nu e! Sau cel puțin nu cu mine! Oh, no. Aha! Păi e tu să-i schimbă radical treaba! Îți ia așa, bă, pupă-ză! Dragă Floricica, te anunț că mai e exact 5 minute și expiră timpul! Uite, să nu zici că n-ai văzut de frunze, ți-am pus și ceasul! Mie să-mi vii... Și când te întorci s-a dus și ceasul, că altfel eu nu te primesc în corp. Dacă nu-mi vii să știi că adio corp, adio iubițel. Te duci înapoi la măta la troacă, cum am stabilit. Floricica, te-ai întors, iubi! Ce faceți, mă, Chiorete? Vă aruncați mobilierul pe afară? S-a întors Mirandolina? Nu încă, șeful, și nici nu mă mai interesează dacă vine sau nu. Foarte bine, Chiorete. Păi, dacă tot nu mai sunteți împreună, atunci îți faci băgăjelul și înapoi în dormitor. Hai! Dar de ce, șeful? Am nevoie de cor, mă, pentru un alt cuplu. Care cuplu, șeful? Uite ăsta. Ca să întoarce șeful, vă jur! O să fim iar un cuplu! Ăsta-i cortul nostru! A fost, Chiorete, a fost! Acum este al lor, că ei sunt cu acte, legali, nu ca voi în concubinaj. Hai, pasă alergător cu bagajelul la dormitor! Chiorete. Aha! Aha, deci așa, domnșoare. Domnșoare. Păreați mai multe. Vorbește-mă! Ești în călduri? Ți-arăt eu, mă, călduri! Ți-arăt eu, mă, călduri! Prietena mea, bă, nenorocitule, bă! Prietena mea, mă! Prietena... Bă, ți-am nenorocit! Uite cum mă rănești tu ca mine, mă! Thank you.
Zi, mă! Vorbește, mă! Ești în călduri? Ți-arăt eu măcălduri! Ți-arăt eu măcălduri! Prietena mea, bă, nenorocitule, mă! Prietena mea, mă! Prietena... Poțel, nenorocit! Uite cum mă rănești tu ca mine, mă! Să revedem tâmpenia asta. Ca să aflăm adevărul, George. Nu vrei să știi de ce Chiorete e în halul în care e? Ia fă un scop aici, hai! Nu se vede nimic, dragă! Băi, dă înapoi și lasă să meargă cu încetinitorul. Aha! Ia uite, ia uite cum se mișcă cerceaful. Vezi? Urcă, coboară, urcă, coboară. Ăsta e sex, George. E sex pe naiba. Din unghiul ăsta nu putem să ne pronunțăm. E, nu putem pe naiba. Auzi? Ia fă tu rost de numărul lui Ioan Ițoaie, că sigur se pricepe la faze de-astea. Hai. Mămică, tu ai nebunit? Păi vrei să facem armata de râs? Oricum o să o faci deștept. Pași, mă, din gură. Gogoașe. Uite-te atent, mă. Nu te uita ca un bou superficial, da? Uite de acolo, nu te uita la mine! Uite, uite-te la covertură! Urcă, coboară, urcă, coboară! Vezi, mă? Bă, dar nu știu că... Eu nu mă pricep, nu sunt tare cu sexul, nu! Ce vorbești, mă? Nu te pricepi, a? Dar de revelion mă sufocai cu limba! Nu te pricep! Uite de acolo și zici și tu ceva! Așa ai făcut, mă? Scârbosule, te omor! Stai, mă, stai, mă, acolo, mă! Aia a fost o filmare, ce, nu știi? Omul și-a intrat în personaj! Trebuia să aibă sex appeal, să fie gigolo, ce te enervezi așa? Hai, mă, ieși! 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 Ieși, du-te! Am ieșit, am ieșit! Asta e mai viril ca pupăză. De-l habar n-are prostul. Da. Dar tu de unde știi cât de viril e pupăză? Păi n-am filmat de revelion, dragă, cu el. Cum de unde știu? Trei șefu, permiteți? Ia vină cu un flatule. Vină cu a. Ai, eu? Să n-aș da. Ce fac. Uite-te acolo. Ce sugerează imaginea asta? Cui mie? Păi doar nu mie. E sex sau nu? Ăsta v-aș arăta eu sexiva, dar e șeful de fază. Și nu știu asta, e ăla, e ma cu Chioretă. Nu e sex, unde să fie sex? Aha, vezi? Ce să văd, mă, nu e mă Ema cu Chiorete. E Lori cu pupăză. A, Lori cu pupăză, da, da, clar, atunci se vede. E sex toată ziua. Ia uite-l, dracu, ce bagă pupăză. Și că-i bag zbanii. Și bagă, sergent, că eu nu văd nimic. Și mai sunt și îmbrăcați pe deasupra. Ia uite. Păi da, șeful, pe deasupra, dar pe de sub chihoi.
Plus că pupăză e potenșă, tare în mână pupăză. Păi a dat el gaură la blindaj de 18, l-a prins într-o pamează la un, la un tank. Și nu-i dă la amărita asta de balegă. Șeful, poți mă duc să știm și pe Eva, că ce e nebunită după telenovele. Dacă nu-i place, de moare, auzi? Auzi? Cel mai bine. Cere-le caseta ca să te convingi. Că pe aia sigur se vede dacă e sex sau nu e sex. Eu nu cred că au făcut ceva, dragă. Da? Și atunci de ce a dispărut asta, dragă? De nebună, cine știe? Mama, am niște draci. Auzi? Dar ce-ar fi dacă am vedea caseta fără să știe nimeni? Hm? Draga mea! Drașcuță, cred că e cineva aici. Nu e, dragă, nimeni. A scârțit pat. Nu. E gonflabil. N-are cum să scârțe. Atunci înseamnă că poate ne-am scârțit încheieturile, na. Vezi, ți-am spus eu, de-aia e bine înainte de să ne încălzim bine. Scuță, e cineva aici, tu nu înțelegi? Uite la noi! Ce să uite, dragă, nu e nimeni. Stai să aprind lumina. Continuați, nu vă jenați. Haideți, domn caporal, cum să continuăm cu dumneavoastră aici? Ce căutați aici? Asta ar trebui să vă întreb eu pe voi, nenorociților, că ăsta e cortul meu și al lor e cica mea. Domnul caporal, v-a explicat șeful de 1000 de ori, nu mai e cortul dumneavoastră. Ne pare rău, dar așa e viața. Tristă, crudă și nedreaptă, trașcă. Într-un cuvânt de rat. În față asta au rămas toate amintirile mele cu Floricica. Și voi vă călăriți ca niște insensibililor. Lăsați, domnul caporal, poate s-o întoarce. Da, da. Nu s-a mai întoarce, e fureasul. Nu s-a mai întoarce. Dar de unde știți? Știu tâmpitele. Ai uitat că sunt pananormal? Eu cu Floricica, în patru, și ne-am iubit ca doi... Ca doi gogoștiuci? Gogoștiuche și tu cu măta, drașcă, noi ne-am iubit ca porumbiei, bă. Mă rog, continuați, că n-aș vrea să vă dau dracul libido cu prezența mea în cort. Cum am putea să continuăm dacă dumneavoastră sunteți aici? Dar ce are, dragă? Te-am pomen că ești putică, ți-ar votul ala recu. Te-am văzut de 432 de ori. Vă rog să... Boală și de spui atât. Tăi scăde, crăp! Domnul caporal, vă rog să vorbiți frumos, da? Și în al doilea rând avem și noi nevoie de intimitate, da? Am să mă plâng la domnul comandant, da? Spui pe dracu să te ia trașcă, așa? Fii câine până la moarte. Avem echipă, avem valoare, suntem echipă, de Ștefan cel Mare. Dar tu n-ai zis ce știi, mă, tâmpitele, că tu ții cu Bolintinu, dă-te-i adre. Aici am petrecut cele mai frumoase amintiri cu Luricica mea. Doar nu mai are n-ajuns ferința asta curta. Și tu mă gonești ca pe un gunoi, mă, bestie fără suflete, arghitear! Cred că ar fi mai bine să lăsăm în seara asta aici. Haide, cu seara nu murim. Aici am trăit eu cu Luricica în patul ăsta ca doi... Ca doi porumbei, nu? Porumbei ești tu cu moata trașcă, noi am trăit ca gustiuci, bă. Tâmpitule! Domnul caporal! Ați spus că e vorba doar de o seară! Erona trașică, tu înțelegi greșit ca de obicei. Ar fi practic imposibil să-mi reamintesc chiar
toate amintirile plăcute pe care le-am petrecut împreună cu Loricica aici, în încăpere. Faceți-vă comod, vedeți-vă de treabă. Ia, veniți eu cu acema aici lângă mine, pe saltea asta mare. E extra large. Eu am comandat-o spre pentru Loricica. Să se simt să-și ia prințesă în pat, bă, treașcă. Un balic în ploaie. Chiar bătul al drept. Vino, bă, coace, bă, vețivule. Treci, bă, aici lângă mine, lângă... Las-o pe aia, că nu, ți-arăt eu o chestie tare. Ei, vino, coace. Hai, bă, că aici și-a de elefantul pe saltea, dă-te-i dreacu. Lasă-l fa, pațachino, odată. Poate-ți uita, noi ne-am și căsătorit între timp, domnul caporal. Când, mă? Și avem și copii? Oh, Doamne, cu ce ți-am greșit! Șeful, nu mai putem. Am ajuns la capătul răbdărilor. Nu mai rezistăm. Păi dacă am ajuns să dormim cu el în pat, dacă am ajuns să-i mirosim... Hei, hei, trașcă, nu fi scârbos, mă! Da, am fut de alcool, șefa. Eu asta vreau să spun. La ce vă gândeți? S-a luat de băutură. Oh, lău, șeful, și încă cum? E varză, varză! Doamne ferește să nu facă vreuna de ea nefăcută. Ai auzit, mă? Ai auzit? Ai văzut acum de ce m-ați bat eu să văd ce s-a întâmplat la filmările alea? Zi, trașcă! Uite de aici! Na! Zi, ăștia fac sex sau nu? Zi! Ce mai contează, dragă? Au făcut, n-au făcut sex? Ideea este că ea l-a părăsit, iar ăla suferă ca prost. Ba, contează, dragă, contează, că dacă Lori s-a culcat cu pupăză, ca o nemernică ce e, și Chiorete suferă ca un idiot, eu-l crăp, mă! Zi, trașcă, uite-te aici, e sex sau nu? Zi! Stați și eu vă spun eu imediat. Nu pot, șefa, să-mi dau seama așa la televizor. Vă spun eu, dacă vedeam pe viu, era mult mai simplu. Așa... Bă, tu știi că nu ești prost deloc? Da. O reconstituire ar fi mult mai concludentă. O reconstituire? Exact, o reconstituire. Păi și de unde o iei tu, mă rog, pe Lori? Bă, tu ești chiar prost. Păi ce pe mine mă interesează să văd fețe? Nici nu am nevoie de personajele originale, mă. Când mă interesează să văd dinamica păturii. Urcă, coboară, urcă, coboară. Înțelegi, mă? Șeful, este imposibil. Nu putem să o facem cu atâta lume de față. Nu putem. Oh, de căpul tău, trașcă. Șeful, ne dați bani înapoi. Foarte bine, trașcă. Dacă n-ați vrut să faceți doar cu mine de față, faceți-o, mă, de față cu toată unitatea. Băi, trașcă, trebuie doar să mimați, mă. Pe noi ne interesează doar dinamica păturii. N-a zis nimeni, mă, să o faceți pe bune. Înțelegi? Dinamica păturii. Urcă, coboară, urcă, coboară. Înțelegi, mă? Da, șefa, am înțeles, numai că noi nu putem să mimăm. Pentru că noi ne iubim de adevăratele. Și noi, dacă ne înfierbântăm, nu ne mai oprim. Așa am și eu cu Loricica. Dar ne oprim. Hai că nu e nimeni. Băi, dacă ne găsește comandantul aici, am pus-o. Mai taci, Kobe. Hai, uite-te și tu după casetă. Vezi, mama, că nici reconstituirea nu arată sex? Păi nu arată, George, că nu se mișcă mototolul ăsta. Ia dă-te, mă, la o parte. Dă-te la o parte. Gogoașe, treci, mă, tu. Treci, că de eu? Rebelion ai fost zeul sexului. Hai. Care încep? Ce, mă? Ești maidanezule, hai, afară! Șefar, să știți că eu nu permit așa ceva. Sunt femeie măritată, am și unele obligații și nu-mi permit să-mi perferească autoritatea orice aurolac. Nu aurolac! Păi nici nu știi ce pierzi, făi! Că eu sunt zeul sexului, ne-ai auzit? Mâncuț-o, mă. Dar cu pupăzel vrei? Nu! Vă pupă, să tăie dreacu, ați bag seama că ți-a furat tot sex appeal-ul zeul sexului.
asta e faza, asta e faza. Ia. Wow! Eu nici n-am observat în direct. Deci avea dreptate, Morlanu, mă. E sex în toată regulă, dragă. Uită-te și tu cum face pătura aia. Îmi pare rău, mă. Ia, stai, băi, deșteaptă. Stai, mă, că asta era imaginea cu tine și cu Chiorete. Pupă, zabia, acum începe. Ia, uite. Te pomenești ca tu și Chiorete. Ai nebunit, doamne, fer. E, acum te-ai liniștit? Nu, că nu se vede nimic clar. Hai, mă, las-o încolo. Ăștia-s morți în comparație cu ce-am văzut eu mai devreme la tine și la Chiorete. Mă rog, eu sunt și profesionistă. Hai, mă, nu mai fi fraieră. Împacă-te cu amărâtul ăla, că n-a făcut nimic cu nimeni. Ce naiba? Mișcă, am zis, e un ordin. Treci la sec. E un ordin, mă! Ce fac la un... E un ordin? Ia uite al naibii, Gogoșică, ce-i face nevestii comandantului! Bă, ce meserie știe vagabonta, bar n-am avut că este aici așa ceva. Dar ce mișcări execută, domn Sergiu. Te l-am notat tot. Da, dar nu e ca mine. Măi, mămică, tu ai nebunit? Mă, mai tași naibii din gură și dă drumul la înregistrarea. Că nu stau aici toată ziua pentru o amărâtă de simulare. Tu nu vezi că amărâții ăștia nu sunt stare de nimic? Bă, eu am fost în stare, dar n-a vrut iepura, da? Gura, mă! Și ia, auzi, ieșiți voi afară toți, mă! Ia ieșiți afară! Că nu-i circ aici! Hai, afară! Și eu, mamică? Și tu? Tu, deșteptule, filmezi! Cum să ieși afară? Ieșiți, mă, afară, că ihibați actorii! Hai, marș! Bine, bă, data viitoare îi trăpă spatele scenei, nu vă luăm bilete, îmi va piciorul. Nu mai așa afară! Tăiască-mi asta! Yo, zeul sexului, macho man. Nu pot. Păi ăla rămâne șocat dacă mă dau la el. Ți-am zis doar ce am pățit ultima oară când l-am chemat la masă. Tocmai asta e, treci și tu peste introducere. Deci nici nu știu cum să-i zic. Ei, las că găsești tu o soluție, că de-aia ești femeie. Hai că am plecat, ține-mi pumnii. Auzi, bănuiesc că diseară, dacă vă împăcați, trebuie să-mi fac de lucru, nu? Pa! Pa! Măi, mămică, tu e sigură că asta e simulare? Normal că e simulare, deșteptule. Ups, mi s-a terminat caseta. Vin în două secunde. Să nu faceți nimic până mă întorc. Cam apatic, pupăzelule. Nu mai ești ca pe vremuri. E curaj, nu l-ai văzut pe... Iubi, nu e ceea ce crezi, pot să-ți explic. Iubi, mai să-ți explic. Mai, om, că nu mai avem nici la cod, mai. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Ha ha ha!
E, hai să vedem care pe care faci gelos. Mă, iubi, eu n-am vrut să te fac geloasă. A fost doar o încurcătură, măi, fata, măi, că... Floricica, te-ai întors. Așa, Floricica. Și bine așa de brunetă, tu? Dar tu ce ai stat, dragă, atâta la cofor? Te zici fiți arbotul, Andrecu. Păi ce, noi avem nevoie de Lori, mă? Pe noi ne interesează fețele. Pe noi ne interesează să vedem dinamica păturii, mă. Nu fetele. Nu fetele. Prima dată a zis-o bine. Floricele pe câmpii. Nu, că-i minunat, baby Lori. Normal. Lângă tine totul e minunat, bibilica mea. Mă cernați, dragul, cu dulcegările astea, că mi-ntoarceți mațele pe dos, dă vomit pe cucurbitacele astea aceea. Domn sergent, dacă nu vă place dragostea noastră, care îl poteca? Îmi place, mă, dar dați-mi și mie o pungă de aia cum să dăm avioane la pasageri ca să-mi vomite pe scaunul de față. Auziți, dar de fapt dumneavoastră ce căutați aici? Liniștea, eporaș, liniștea. Că la noi în dormitorul 3 zile îi sparg în Sodoma și Gomora. Cu trâmpitul ăla, că nu mai încetează odată, că zic că dacă mă enervează într-o bună zi, dacă nu, îl castrez cu castra păsesc, cum ai dat zi, mă. Dar ce zic eu îl castrez? Îl detanautat... Îl strădajet! Cea cu liniște că vă nemuresc! Șeful este inadmisibil, șeful. De 3 zile numai asta auzim. Sunt revoltat, să știți. Dar eu ești citat. Dar de pomană, că dacă nu mai e Loricica, de pomană. Taur! Șeful ăștia ne termină psihic. Nu s-au să-i hormonii la cap. Nu ați văzut, Chiorete, în ce stare depresionară este? Asta e în stare să facă ceva. Cine știe ce să facă? Să-l avem pe cunoștință. Face ceva! Când au terminat ăștia, mă? Face ceva, șeful! Domn caporal, părerea mea e că trebuie să vă împăcați neapărat cu Duduia Ema. Ce, vreți să dormiți cu fundulețul în ligheanul cu gheață? Unde fugi?
faci, Mandan? Meditație, Shaolin, domn caporal. Să nu cumva să-mi vină dracu să vă violez. Domn caporal? Nu, Chiorete, mă, ce ai? Tot la Lori te gândești? Băi, la ce ai vrea să mă gândesc când e fondul ăsta sonor care e? La indicele Razdac! Ce amintit de neuitat am avut și o coloricică. Mă, Chiorete, mă, tu ești un romantic incurabil. Ia vine, ia vine aici, hai. Hai, vine aici, hai, hai. Hai, nu mai plânge, nu mai plânge, te rog eu. Nu mai vedea și tu totul așa negru, că poate se întoarce la tine. Da, poate a călcat-o tramvaiul. Și undeva în spital, fără picioare și cu 10 tuburi în ea. Sau nu, poate au răpit-o traficanții de carne vie și au vândut-o unui proxenet arab. Cum vrei, mă, să te sune dacă o violează 10 arabi deodată? Gândește pozitiv, dragă, gândește pozitiv. Așa, așa te vreau, fii optimist. Ia uite cine mă acuză pe mine că vreau să o fac geloasă. Deci e pe de-astea, da? Bine. Asta e complet nebun. Da. Și apropo, dacă mai ai ceva să-mi spui, să știi că mă găsești la fleblețea mea iepuraș. Da? Mă iubește, nu mă iubește. Mă iubește, nu mă iubește. Mă iubește. Ce-ar zice, mătii, pe te-am plantat. Haide, șeful, nu mai rupeți, vă rog eu, dar abia le-am pus. Păi și ce dacă le-ai uitat, le-ai plantat, mă enervez. Tu nu vezi că toată lumea știe că Emma mă iubește pe mine și numai tâmpitele astea nu știe. Ce curaș am nevoie de tine, ah! Ce-ai, bă, drogatule, te-a dat doamna afară din pat și te mănâncă în fund să treci pe la altele? Auzi? Da, mă, da, da! Te oftici? Uite, am venit să o zăpăcesc pe iepuraș cu sexul! Du-te și toarnă-mă la Emma, că știu că asta aștepți! Hienă ce ești! Hienă! Te oftici? Ha! Ah, iepuraș! Cine, mă, persuasivule? Eu să mă oftic, unde dracu am scos? Eu să mă oftic, mă? Da. Păi ce mă, eu sunt ca tine, mă, prălitule, să mă duc să mă plâmpă? Eu nu mă duc, bă, la nimeni să dau niciun raport, eu nu... Spun repede la femei că nu-s lingău. Eu le cucerez numai prin șarmul și forța, puterii, atracției mele spirituale, care am eu în mine, bă, până înăuntru. Papagalule! Papagalule! Ema, să zic ceva despre pupă, zi! Auzi, dar de ce nu încerci tu să stai de vorbă cu un psiholog, a? Păi da, faceți-mă cu toții, nebun! Am avut și o loricică și am iubit-o ca pe ochii din cap și acum vă bate joc de mine! Băi, nebunule, băi! Da. Scuză-mă, era o metaforă. Așa da. Băi, amețitule, dacă mergi la psiholog, asta nu înseamnă că e Sandy Liu. Omul stă de vorbă cu tine, te ajută să te relaxezi, mă înțelegi? Ce să caut eu la psiholog, dragă? Ca să afle ea de la NATO să mă trimeață înapoi acasă la mămica? Nu, mai bine fac psihoterapie, uite aici la tine! Eva, să vezi pe iepuraș cu pupă, să ce să... Ce faci acolo, Chiorete, că te înjunghi? Psihoterapie, șeful, dacă cunoașteți. Cu iubițica mea, mă, nenorocitule, că dacă nu te... Mucelă și... Când te-a schimbat, știi că te termen. Bivol înjunghiat!
escroc sentimental, precum e mama mea, mă, măgarule. Fiorete, să te duci la soția comandantului, că este psiholog, da? Da. Ești, că te nebune. Crâșgelul meu scump, te-a supărat cu ce... Ăsta, Fiorete, te-a deranjat cu ceva să-mi spui mie, mămică, că eu... Nu, hipopotamul meu suav. Tu mă deranjezi, mârlane, tu cu libidoșenia asta ta. Bă, eu o să fiu gagica ta când ți-ai vedea ceafa, mă. O să-i copii un pic. Ba nu, ba nu, 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 nu. Mai bine, mai bine, când o să fii tu general, mă, că ceafa la cât de diliu ești, poți o vezi. M-ai înțeles, mă? General, eu general. Mi-a dat o speranță în sfârșit. Măi, Ema, stai să-ți povestesc că venise să fii de pupă, de aia. Hai, mă, iepuraș, mă, doar un pic așa să o fac geloasă pe Ema, ce naiba? Nu poți să tu ai nebunit de tot? Tragi că e un munte de gelozie. Cred că ar turba să ne vadă împreună. Ar face și crimă pentru mine, îți zic. Face pe dracu, aia face. Mancuțo, ne giugiulim doar așa un pic, de formă. Mancuțo, nu pot să cred că nu mai simți nimic pentru mine. Nu pot să cred că nu te mai atrag deloc. Oh. Ce face acolo Bibilica mea? Bibiloi, nu e ceea ce crezi. Exact, Bibiloi, asta e exact, trași, că nu e ceea ce crezi. Adică Bibilica mea. Nici măcar n-a trecut bine luna de miere și te-ai și aruncat în brațele lui Pupasa, a? Nu m-am aruncat, Bibiloi, el m-a luat! Da, corect, eu am luat, adică nu! Nu, trași, că... Lasă, lasă arma jos, că pățin care din primăverii, trași, da. Bibiloi, mea, spune-mi și mie un lucru. Jurămintele noastre de dragoste n-au semnat nimic, dragă, nimic! Bibiloi, stai să-ți explic! Ce să-mi explici? Ce să-mi explici? Bibiloi, trași, stai să-ți explici, așteaptă! Bibiloi, e o încurcătură! Curată încurcătură, Bibiloi! Hai, lasă-mă! Bă, lasă, am fugit! Nu pleci nicăieri, da? Tu m-ai băgat în rahatul ăsta, tu să mă scoți! Șcuță! Bibiloi, stai să-ți explic! Idiotul ăsta a vrut să o facă pe Ema geloasă cu mine, da? Eu pe tine te iubesc, Bibiloi! După asta nu mă mai atrage deloc, nici cât negru sub unghie! Uită-te și tu la el, nu mai are pic de sex appeal. Au, știi ce? Până aici, da? Nu exagerat tu cu chestiile astea în fața lui, da? Să fie foarte clar. Nu exagerez deloc, ești dus, tăticu. A pus vremea ta, pupăză. Până și gogoașă mi se pare mai macho decât tine. Bibiloi, ia zi. Vrei să ne împofăm? Bubu, Bibilica. Nu, normal că vreau, Bibilica. Nu, 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 ce-ai făcut, mă? Ți-a dispărut sex appeal-ul. Te pomenești că ți-l-o fi luat zeul sexului. Ce bărlan! Ești dus, tăticu. A trecut vremea ta, pupăză. Până și gogoașă mi se pare mai macho decât tine. Cam apatic, pupăză. Nu mai ești în formă ca pe vremuri. Mă, vino cu aia, să vezi, vino cu aia, uite. Ce ai mai descoperit, mârlane? Ghișirei sub pătura. Păi eu bănuiesc că pupăză, că altfel nu mai fi adus tu aici, nu? Exact, și să știi că chestia asta nu o fac de răutate, dragă, o fac pentru tine.
ca să nu mai suferi ca vaca după boul ăla de pupă. Că făceam un termen de comparație, că tu când iubești, ai așa o privire de vițea înjunghiată în ochii ai tăi care... De aici, mă! Stație de metro! Ce vine toată lumea în cortul meu? N-am vrut să mă iubesc și eu cu iubitul meu, că mă deranjați voi. Cu iubitul tău ai voie, făi, dar nu cu iubitul alteia. Ce, mă? Pupăză, te rog frumos să ieși, că nu mai are niciun rost. Da, să știi că între tine și Emma totul s-a terminat. Ieși când te zic. În ritmul ăsta eu o să fac impotența pe sistem nervos. De ce nu ne lăsați în pace, mă? Asta-i pupăzelul Mârlane? Nu, nu, e... O, o fi machiat în trașcă. Serios? Idiotule, tine. Mi-a tras-o. Da, bă, mi-a tras-o, că-i dă-mi dragoste, că așa se iubește lumea, cu năbădăi, cu pălmi. Emma! Uită-te și tu la el, nu mai are pic de sex appeal. Uită-te și tu la el, nu mai are pic de sex appeal. Uită-te la mine. Nu mai am niciun pic de sex appeal. Gogoșica, să nu stai mult! Nu, iubi! Vine băiatul, imediat! Ați terminat, fată, în sfârșit. E, momentan, fată! Nu vine să cred. Ăsta e zeul sexului. Cred că a luat ceva sau a făcut farmece. Doamne, iartă-mă. Ia zi, te-ai împăcat cu pupăză? Nu. Nu, a. Dacă el nu face niciun pas, eu nici atât. Dacă e mândru, lasă fie. Dar nu cred că asta e problema. Cred că nu mă mai dorește, asta e. Ei, nu te dorește pe naiba. Cum să nu te dorești? Ei, dacă eu zic... Înainte nu treceau, dragă, 3 zile fără să facem sex. Acum suntem certați de o lună și... Nu, eu cred că și-a pierdut sex appeal. Și l-o fi luat gogoșica. Hai, mă. Să trăiți. Opa! A terminat zeul sexului? Nu, șef, am luat numai o pauză mică, că m-a rugat Ariana să o lasă să se odihnească. Deci n-ai terminat? Nu, n-am terminat, că i-am promis 7 zile și 7 nopți. Știți, cam povești? Da, cam povești 7 zile, da, și 7 nopți. Sunt fierbântat acum și mă duc. Am fierbântat? Da. Nu face că te răcorești imediat. Auzi, mă, George? Să-i zici lui Gogoașa să-mi comunice, mă, și mie zilele în care face sex cu aia. De ce, mămică? Pentru că mă interesează, mă. După că te cam stimulează gemetele lui aia. Trei, șefu, gata, s-a rezolvat problema cu liniștea. Ce liniște, mă? Cu ce liniște? Cu gogoașe, cu gâfâielile, cu gemetele, cu asta, nu o să mai întâmplă, l-am băgat la arest. Ce ai făcut, mă? Marș imediat. Marș și scoate-l. Ieși. Ieși. Bă, gogoașe, ce dracu cauți, mă, la arest? Dar duceți-vă în... Pardon? În camera fetelor, domn caporal, și împăcați-vă cu ea. Bine, mă duc și spun că... Nu-i mai spuneți nimic. Treceți direct la fapte. Că fetelor așa le place. Mai ales că dumneavoastră erați tata gagicărilii. Ce naiba, v-a luat gogoașă sex appeal-ul? Thank you.
mă scuzați. Pupăzăr! E pe ambiție, a? Bine! Emma, Emma, stai puțin, a fost o greșeală! Așa vrei tu, mă, să o faci, tâmpitule? Emma, n-am nicio treabă cu el, nici măcar nu mă atrage! Stai! Gata, șefa, i-am dat drumul cu coașa. Zice, să te rog, ce repede ai ajuns la aia, zici că rețin picioarea, dracuie. Rogoșica! Ai trebuit și aia. Bine, hai, ieși. Ieși! Hai, mama! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Liniștea, iepuraș, că dincolo e iadul pe pământ. Auzi, dar sigur meditația asta îmi redă sex appeal-ul meu? Eu așa zic, domn caporal. Chiar dacă mi l-a luat gogoașă? No, e clar. Sigur fac impotență pe sistem nervos. Nu! Mă, dai trecut în gură, că era cu pacis foi pe Loricica. Ia zi-mă, la cine trebuie să mă gândesc ca să uit pe Loricica asta? La măsa lui Gogoașa, domn caporal. Au! Măr degeaba dacă nu ai Loricica! Șeful ăștia ne-au terminat psihic, să știți că... Ni s-au suit sorcovele la cap, nu mai știu. Șeful ăștia ne termină psihic, dragă. Dragă, măi, dragă, certe! Dragă! Ce pupăză? Te-a dat doamna afară de la ștenuși? S-a făcut de alta? Da! Da, te oftici? Uite, am venit să o rup cu sexul pe iepuraș! Oftică-te, hienă! Du-te acum și spune-mă la ela! La ela! Fii Geraldu!